Bine ați venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Noi Românii. Un oaspete deosebit în această după-amiază este vorba de Paula Selling. Este o prietenă de-a noastră veche, care a rămas la fel de tânără, după cum bine veți vedea. Paula a fost în turneu în Canada în 2009. Am organizat atunci acel turneu. Am și cântat, am avut plăcerea să cântăm, o plăcere extraordinară să cântăm pe scenă cu Paula, cu un grup local de aici, din Toronto. Și mai departe o să-i dau cuvântul Paulei să ne spună ce a făcut în perioada asta lungă de necomunicare, cele mai importante, zic, semnificative momente din viața ei muzicală. Bine ai venit, Paula, la emisiunea noastră. Ai cuvântul. Bine v-am găsit, dragi prieteni. Mă bucur să pot să mă adresez vouă. Mulțumesc, Raul, pentru ocazia asta deosebită și îți mulțumesc pentru experiența minunată pe care am avut-o împreună cântând în urmă cu mulți ani. Nici nu-mi vine să cred că a trecut atât de mult timp. Mi-aș fi dorit foarte mult și anul acesta să ne vedem. Mi-aș fi dorit mult să avem un turneu ce la începutul anului părea că prinde contur. Din păcate, lucrurile sunt incerte, nu știm încotro ne îndreptăm și ce va fi. Așa că nu pot să vă promit că ne vom vedea curând. Aș fi vrut acum să anunț cu surle și trâmbițe că ne revedem și că poate, cine știe, cântăm împreună. Dar se pare că va trebui să mai aștepte puțin. Sper eu nu mult, sperăm cu toții că nu mult. Și perioada aceasta, din păcate, încercăm să ne adaptăm vremurilor. Și chiar dacă a trebuit să anulez, mai ales în perioada de primăvară, când a fost lockdown-ul, a trebuit să anulez destul de multe spectacole. Până la urmă, cred că a fost pentru binele tuturor, pentru că au avut timp cei care sunt responsabili cu acest domeniu, au avut timp să descopere care sunt lucrurile pe care trebuie să le respectăm și cele care ne fac bine sau ne protejează de virusul acesta. Așa câteva întâlniri mai avem în locuri deschise în următoarea perioadă în Republica Moldova, chiar am un concert la Berăria H, aici în București. Am avut în perioada verii destul de multe spectacole la terase prin toată țara. Și sunt recunoscătoare că au fost, pentru că mi-a fost greu ca artist să nu mai apar pe scenă și să nu mai simt vibrația și bucuria scenei. Am înțeles, repet, că a fost pentru un lucru bun și sunt parte din artiștii care au spus cu toată inima sănătatea e mai importantă decât orice. Și acum că ne apropiem de perioada inclusiv a virusului gripal și va fi o perioadă mai grea, nu știu ce se va întâmpla. Nu știu nici măcar dacă planurile rămân aceleași, dar slavă Domnului că există online-ul și că putem să facem emisiunile așa. Până una alta am avut câteva spectacole și colaborări tare frumoase cu oameni dragi mie, de exemplu cu Orchestra Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros. Am avut câteva spectacole tare frumoase cu Andrei Tudor și cu maestrul Ionel Tudor. Și chiar de Paști, am avut de Sfintele Paști, am avut o colaborare deosebită cu mulți artiști din România, cântând o piesă scrisă de Andrei Tudor cu tema Hristos a înviat. Hristos a înviat, e adevărat.
sunt multe lucruri pe care aș fi vrut să vi le spun sau să vi le cânt perioada aceasta. Din fericire, am putut să lucrez destul de mult în studio. Am înregistrat două piese, de fapt o piesă în două variante, ce mi-e foarte dragă. E vorba despre binecunoscuta coloană sonoră a filmului Love Story, care am dat o haină românească prin versurile minunate ale Vicăi Denici, din Republica Moldova. Și am făcut un videoclip, ți-l recomand dacă ai vrea să îl vizionezi împreună cu privitorii tăi. Absolut, sigur. O poveste de iubire. Am vâslit serios făcând acest videoclip, eu neurcându-mă niciodată într-un caiac. De data aceasta, pe lacul Firiza, care este un lac foarte adânc în Marea Mureș, în Baia Mare, de fapt lângă Baia Mare, am avut o colaborare foarte frumoasă cu un prieten bun care ne-a pus la dispoziție acest caiac și m-am suit pentru prima oară. Nu vrei să știi că atunci când m-am suit prima oară în acest caiac a fost și furtună și erau valurile așa. Și... Dar să menționăm că ești o foarte bună notătoare. Asta am văzut din mai multe clipuri pe care le-ai realizat și unde n-ai avut cascador, n-ai avut stuntman, stunt lady. Ai fost tu. Deci știm că ești o notătoare foarte bună. Mulțumesc foarte mult, să știi că este un lucru pe care mi l-am propus așa mai la bătrânețe, pentru că nu știam să not atât de bine, ci am urmat cursuri în ultimul an, cursuri de not, și ăsta este rezultatul cursurilor pe care le-am urmat, că înainte notam așa, ca un necunoscător. Și mi-am dorit foarte mult să pot să not mult și bine și uite că am reușit. Și acum, ca să zic așa, mi-am pus câteva clipuri să mă simt bine față de cu mine însămi, așa, știi? Iubirea în care azi mă regăsesc.
Paula, uite, te-am întrebat de niște momente mai deosebite din anii trecuți și am dat întâmplător, titlul spune Paula Selig changes US Ambassador's life in 16 seconds. Știi despre ce e vorba? Eu am citit articolul. Poți să povestești puțin despre întâmplarea asta? De vorba. În 2014 ai cântat imnul american. Dar n-am știut de acest titlu, sună foarte interesant. Este pe ceva ce se cheamă WeWe Blogs, WWI Blogs. Poza ta și titlul. Da, ei sunt un site minunat, fan Eurovision. Și mă bucur că au scris așa frumos. În 2014 și de altfel și anul acesta am avut onoarea să cânt imnul Americii, imnul Statelor Unite ale Americii, chiar la ambasada SUA, cu o orchestrație și un aranjament special făcut pentru mine de prietenul meu bun, Cristian Faur. Am cântat cu toată inima, pentru că mi se pare unul dintre cele mai frumoase imnuri, atât de complex și de frumos, încât am pus tot ce am avut mai bun. Și m-am bucurat foarte mult că ceea ce am făcut atunci împreună a fost redorit și anul acesta, când cu ocazia Zilei Independenței am fost rechemată pentru a interpreta imnul. Și mi-a plăcut atât de mult și se pare că și celor din public le-a plăcut atât de mult, inclusiv s-a creat un moment special când pe nota finală, aceea lungă și foarte de sus, au fost avioane care pe deasupra care treceau cu culorile Statelor Unite ale Americii și a fost foarte impresionant și emoționant pentru toți cei prezenți, care de altfel și-au exprimat bucuria chiar aplaudând acest moment îndelung. Am fost mândră cu poțul și am simțit-o chiar în 2020, am simțit-o ca o legătură și mai puternică, pentru că am avut ocazia să cânt ambele imnuri. Vis-a-vis de situația din România cu criza asta, cu situația asta neplăcută cu COVID-ul, ce se întâmplă cu artiștii, în special cu muzicienii? Cum reușesc să supraviețuiască? Este o perioadă foarte grea, pentru că mulți dintre noi nu au și alte surse de venit. Și, din păcate, au fost foarte multe evenimente care s-au anulat. Efectiv, o amânat, nu altceva, ci pur și simplu anulat. Este foarte greu, repet. Din fericire, au fost niște, din câte știu, niște fonduri alocate celor care au trecut prin perioade mai grele. Din fericire, eu și cu soțul meu ne-am gândit că ar putea să ajungem sau am putea să ajungem la un moment dat, pentru că viața de artist este instabilă, nu știi când ai spectacole, când nu ai. Și atunci noi mai avem și niște surse de venit pe lângă, ca să nu mai vorbim că e important ce se întâmplă și online. Online a început să devină un generator important de venituri și mă întristează un pic când, de exemplu, un artist face reclamă la ceva pe pagina lui, ceva, să spunem, în care crede, și cineva vânător așa spune, asta e reclamă, ce urât că faci reclamă. Aș vrea să precizez că și eu fac reclamă la anumite produse, și niciodată n-am făcut reclamă la produse în care nu cred. Adică eu întotdeauna testez produsele înainte, încerc să văd dacă funcționează și întotdeauna sunt sinceră cu ceea ce fac și ceea ce spun. Așadar, dacă se întâmplă să câștigi un ban în plus făcând publicitate dintr-un anumit produs, cel puțin în cazul meu, acel produs este testat și este exact ceea ce spun este real. Și recomandat de Paula Selig. Recomandat, da. Cum, de exemplu, în urmă cu ceva timp am făcut reclamă, sau cu foarte puțin timp, am vorbit despre niște produse 100% românești, făcute de două surori, ca două veverițe foarte drăguțe, produse de față, cosmetice, care pe mine m-au uimit, efectiv, și dacă n-ar fi fost așa, nu le-aș fi promovat. Și atunci, cu încredere, m-am gândit că ceea ce afli
că îți face bine, evident că te bucuri să recomanzi și altora. Da, mă rog. Nu e, deci asta, de unde am pornit și de unde am ajuns? N-ar fi nici cea mai mică problemă dacă ai aminti produsele care, pe care le promovezi, pentru că noi nu avem, nu avem nici cea mai mică problemă cu asta așa, și poate chiar e ajută. E vorba despre produse de, pentru TN, My Symphony, simfonia mea, chiar și, și numele mi se potrivește foarte bine, eu fiind o iubitoare a muzicii clasice. Și na, doamnele sunt superbe, iar eu sunt bucuroasă că pot să vorbesc despre ele și îți mulțumesc pentru asta. Paula, vreau să te întreb despre ultimele înregistrări, ultimul CD pe care l-ai înregistrat sau dacă ai ceva în plan pentru următoarea perioadă. Chiar am o serie de cântece foarte frumoase pe care le-am lucrat de-a lungul timpului, cum ar fi O fată cu un pian, Nu privi în jos, Love Story. Sunt multe cântece lung paralele cu Cristi Minculescu și multe altele. Sunt câteva cântece pe care le-am scris de-a lungul timpului și înseamnă mult pentru mine. Nu le-am pus până acum pe niciun album și urmează să fie puse pe un album nou-nouț, alături de câteva cântece noi. Chiar îmi doresc să colaborez cu o altă mare, mare voce a românilor care și-a dat acordul pentru un duet, însă nu divulg numele pentru că din cauza situației globale nu se știe când și cum vom putea înregistra. Așa că ceea ce pot să vă spun este că am scris un cântec ce a uimit-o și își dorește să colaborăm. Sper din toată inima să ne ajute și timpul. Dincolo de muzicienii cu care colaborezi și care ai amintit câteva nume, cum colaborezi cu Radu, cu soțul tău? Cum participă la partea asta creativă? În primul rând, el este cu guma virtuală, dacă vrei, pentru că eu, în general, fiind o ființă mai complicată așa, tind să complic foarte mult lucrurile și el vine și spune, păi, să știi că nu e nevoie de asta aici sau așa, e foarte obiectiv și extrem de, și are niște observații foarte, foarte bune mereu, pe care la început eu zic, no, bine, lasă că știi tu mai bine, după care stau și rume pe ele și înțeleg că are dreptate, după care el este cel care mă ajută să fac lucrurile pe care mi le doresc. Spre exemplu, dacă vreau să fac un anumit tip de filmare pentru un anumit tip de cântec, mă ajută, de exemplu, acasă, pentru acasă a făcut videoclip sau pentru o grămadă de alte piese a făcut videoclip, de Caruso, pe care am filmat-o la Malul Mării, chiar e filmată acolo de el, Toamnă în București. Sunt o grămadă de cântece ale căror videoclipuri el le-a făcut. Totodată sunetul pe unde mergem le realizează, îl face el, pentru că am ajuns la o rutină benefică și el știe ce îmi place și eu știu cum să cânt ca să fie ok și chiar sunt anumite momente în care sunt foarte, știu, uneori crezi că nu te mai surprinde nimic pentru că știi totul despre cealaltă. Dar uneori chiar mă surprinde cât de bine înțelege și face exact ceea ce imaginez, sau uneori chiar mai bine decât ce imaginez eu. Dove il mare luccica e dove tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto e qui si schiarisce la voce e ricomincia
comincia canto. Vide la luce in mezzo al mare, anche la noti là in America. Erano solo le lampare, la bianca shadow velica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guarda negli occhi la ragazza, quell'occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette da vocare. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Così, così divento tutto piccoli, anche la notte là in America. Volti e vedi la tua vita come la shadow velica. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto you
Mai nou am început să filmăm și niște rețete, nu știu dacă ai văzut, niște rețete culinare. Ce văzut, sunt, am văzut, da. Da, sunt niște rețete pentru... Sănătoase. Sănătoase, care vor să mănânce plant-based, vegan sau pentru unii mai pe înțelesul altora de post. Am ales să facem acest proiect împreună pentru că sunt vegan de 2 ani și jumătate. Am descoperit o grămadă de beneficii ale acestui stil de viață și ne-am gândit că este de datoria noastră. Noi nu încercăm să convertim pe nimeni, că ni s-a reproșat de către unii alții. Noi n-am încercat să convertim pe nimeni, noi pur și simplu, e așa, mi se pare păcat să nu descoperi niște lucruri frumoase ce ți se întâmplă și să nu le dai mai departe. Asta mi s-ar părea un egoism și o lipsă de dăruire a sufletului tău. Așa că am vrut să le arătăm oamenilor că a fi vegan nu este nici scump și nici lipsit de gust, cum probabil mulți ar fi tentat să spună. Ce faci, ești vegan, mănânci numai ierburi. Nu e chiar așa. Este foarte important să îți organizezi dieta așa fel încât să-ți oferi corpului toți nutrienții macro și micro de care ai nevoie pentru a fi sănătos și să acoperi cam toate grupele alimentare și atunci vei avea numai beneficii. Însă sunt unii oameni care nu caută informații despre știința nutriției pentru că a te hrăni, până la urmă este o știință și trebuie să înveți ce să mănânci în așa fel încât să îți dai corpului, care este învelișul nostru și este parte din noi, este corpul pe din afară reflectă ce ai mâncat până la urmă și nu numai, evident, că și corpul reflectă și cum simți și ce simți și cine ești tu. Dar acum ne referim doar la partea nutrițională și atunci sunt unii oameni care nu caută amănunte și se hrănesc numai cu cartofi sau zic că simt post și mănâncă cartofi cu pâine. Și atunci, evident că începe să scadă părul și că începi să ai tot felul de simptome de lipsuri de vitamine, de minerale sau alte sau altceva de care corpul tău are nevoie și dacă nu știi de unde să le iei și cum să le combin ca să se absorbă, atunci nu beneficiezi de ele. Spre exemplu, eu habar n-am avut că dacă consumăm turmeric, ce este un puternic antiinflamator și antioxidant, adică practic e antiinflamator și îți păstrează corpul într-o stare bună, da? Orice inflamație în corp creează un dezechilibru. Mâncând o linguriță de turmeric, de exemplu, pe zi, trebuie să-l combin pe acest turmeric cu un pic de piper. Eu n-am știut până n-am întrebat un nutriționist care mi-a dezvăluit cât de importante sunt micile combinații de alimente pe care trebuie să le facem. Da, acum ți-am ținut aici o întreagă teorie. Nu, foarte bine, pentru că chiar aș vrea și cu permisiunea ta și a producătorului, sper, chiar aș vrea să dau una dintre rețetele pe care le-am văzut, bineînțeles, dar aș vrea să am permisiunea să dau și pe post, bineînțeles, totdeauna cu menționarea sursei și cu creditele respective. Absolut, cu drag, oricum, prietenii, adică te rog să difuzezi și pentru prietenii care știu sau vor să afle mai multe rețete, le găsesc pe canalul meu de YouTube și pe Facebook. Ideea e că vom mai face. Acum am luat o mică pauză pentru că am avut un pic alte proiecte, dar ne luăm. Bună ziua! Am venit până la rimetia tiarului, adică la mine acasă, și m-am gândit că dacă tot îți paci, să vă fac orice de mâncare. Poate că n-ați mâncat încă, poate vii foame, la noi aici, așa se invită omul la masă să șadă și să mănânce și să vorbească despre ce-o mai făcut și cum îi. Astăzi o să vă fac o rețetă, de fapt, a mamei soacre, pentru că și ea a venit văzând că am această preocupare în ultima perioadă, a venit cu vraful de rețete și am ales una repede, ca să profit un pic de acest minunat grătar pe care părinții mei l-au făcut și-l țin, măcar să-l folosească cineva.
Și atunci am zis așa, facem un fel de saramură, care nu este saramură, dar cam așa ar fi, cum se face saramura de pește, doar că în loc de pește se pun vinete. Și se începe prin a lua vinetele, care sunt foarte grase, și a se tăia în dimensiuni cam de un centimetru. Se vede? Așa, se taie în feliuțe, nici prea prea, nici foarte foarte, și după aia se dau cu sare. De ce se dau cu sare? Pentru că se înmoaie și este, după cum spune soacra mea dragă, este amăreala din ele. Se sărează, după cum spuneam. Și după aia se lasă cam 20 de minute să se împrietenească. Și cât timp ele se împrietenesc și se înmoaie și se conving să nu mai fie amărâte și amare, noi o să dăm drumul la foc. Riscați să vedeți, să fiți martori acestui fenomen? Dăm foc? Bun, am pornit focul. Este foarte frumos că la cele 32 de grade care sunt afară arde focul. Și între timp, până când se face jarul, nu-i așa, facem saramura în ghilimele, sau mă rog, sosul respectiv, pe care îl facem din suc de lămâie, un pic de ulei. Aici mama mi-a preparat așa frumos un mujdei. Nu o să pun foarte mult mujdei pentru că mie să nu fie prea pișcăcios. Sare. Punem puțină boia. Piper. Așa, și acum punem ierburi aromatice, ierburi care sunt uscate, cimbru, generos așa, rozmarin, busuioc, și oregano. Bun. Amestecăm să se pătrundă ingredientele. Mai punem și suc de lămâie. Știți ce miros frumos are? Și am făcut și testul suprem. Am miros, deci n-am COVID. Doamne! Bun. Acum punem niște apă. Și știți ce o să facem? O să punem toată soluția asta să dea un clocot. După ce dă un clocot, o să punem roșiile tăiate cu bulețe și ardeii iuți. Și pătrunjelul, să rămână miresmele proaspete. Bun. Am dat tot sosul ăsta bun și gustos în clocot. Un pic. De două ori așa să facă vum, vum. Și e foarte bun și are niște arome extraordinare și miroase senzațional. Și cât timp o să punem toate aceste vinete la grătar, o să terminăm și sosul. Cum facem? Uite, deja au lăsat, ce spuneam, și-au lăsat amarul aici. Le punem frumos. Gata. Și acum terminăm sosul ăsta, care va fi foarte bun, până când cât de cât încep vinetele să se coacă. Tăiem acum ardeiul iute, pentru că n-aș fi vrut să-l pun la fiert, că atunci nu ar mai fi fost așa crocant și bun. Și ardeiul iute îl punem la final. Așa, și acum roșiile tăiate cu bulețe. Știți de unde sunt roșiile astea? Acolo în spate este un solar cu o grădină, la care am contribuit și eu, să știți că unul dintre învelișurile solarului, le-am pus eu cu tata și sunt foarte mândră de asta, așa că roșiile astea sunt din solar,
Ce să vezi? Cum se zice, cine seamănă culege. Am uitat să spun, șardei la fel. Tot din solar. Și dacă făceam o salată de castraveți, tot din solar erau. E? Așa. E bine. Hai să vedem ce fac vinetele. La fix. Bine, acum, ce să vă spun? În momentul ăsta, eu am făcut asta așa mai mult de fițe și figuri. Să vă arăt că avem grătar. Dar acasă, evident, la București, le fac în tigaie și probabil pun un pic de ulei în tigaie și ele absorb uleiul și na-na-na. Și sunt bune. Dar așa, pe grătar, acasă, bineînțeles că sunt cele mai bune. Mai lăsăm un pic. Mai durează. O să mai pun un pic de mujdei de usturoi la final. De fapt, e usturoi un pic amestecat cu ulei și cu un strop de oțet. O să pun încă un pic de usturoi pentru că v-am zis că e bun. Și mai punem niște pătrunjel. Mai am și rozmarin crud. Aș pune și un pic de rozmarin crud. E, am mai progresat, nu? Ia uite! Gata! Punem și pătrunjel. Așa. Bun. Să vedem ce mai fac vinetele. Uite și ele. Ce să vedeți? S-au copt pe grătar și vinetele. Sunt gata. Le scoatem. Am reușit. Și miros atât de bine. Și acum, singurul lucru final pe care trebuie să-l mai facem este, după ce le aranjăm bine de tot aici, luăm acest sos care este senzațional, miroase excepțional și îl turnăm peste ele. Ai de capul meu! Și le lăsăm puțin. Ok, pe final aranjăm totul frumos, așa cum trebuie să arate un vlog care se respectă, un vlog culinar, unde bineînțeles că pe final o să prind și părul ca să nu mai comenteze nimeni și o să gustăm preparatul acesta senzațional. Gata, le-am lăsat să se pătrundă. Ce bine arată! Și cred că sunt și excelente. Hai să le gustăm, vreți? Sucul ăsta bun de tot. Cu mirodenii. Cine n-are soacră ca mea, să-și facă rost urgent. E foarte bun. Așa că poftă mare și subscribe și ne vedem săptămâna viitoare.